În cadrul programului Școala Altfel, Școala Gimnazială numărul 2 Nestor Oprean din Sănicolau Mare a organizat un atelier crucial intitulat Anti-bullying, o școală fără violență. Acest atelier a avut ca scop principal conștientizarea și prevenirea comportamentelor de bullying în rândul elevilor. Atelierul a fost coordonat de profesorul Rodica Istode și a abordat cu seriozitate problema bullying-ului, o formă de comportament agresiv care poate provoca suferință emoțională victimelor în mod intenționat și repetat. Această manifestare a violenței implică adesea un dezechilibru de putere între agresor și victimă, iar școala s-a angajat să combată acest fenomen și să creeze un mediu sigur pentru toți elevii. Bine ați venit la atelierul meu Anti-bullying, o școală fără violență. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt profesor de limba engleză în această școală și mă numesc Rodica Istode, iar am pierdut plăcerea să vă fac cunoscute câteva lucruri pe care cu siguranță că le cunoașteți, dar poate treceți de multe ori cu nevățare pe lângă ele. Deci haideți, ca de astăzi înainte, să fim mai atenți unii cu ceilalți și să încercăm să avem o școală așa cum se dorește fiecare. Participanții la atelier au avut oportunitatea de a înțelege diversele forme sub care poate apărea bullying-ul, inclusiv abuz fizic, verbal și emoțional. Elevii au urmărit filmulețe și prezentări care au ilustrat situații reale de bullying și au reflectat asupra impactului negativ pe care acest comportament îl poate avea asupra victimelor.